spuneți-ne care este situația în privința învățământului dual și al învățământului profesional în județul Alba. Pentru anul școlar 2017-2018, numărul de clase propuse pentru acest an școlar, filieră tehnologică și învățământul școala profesională, reprezintă o pondere de peste 52%, mai mult decât anul trecut școlar, în care s-au realizat doar 50% din cele propuse. Avem 26 de clase de învățământ profesional cu 643 de elevi. Numărul de clase propuse de colegii mei pentru anul următor școlar este mai mare decât anul trecut. La învățământul dual sunt propuse 7,5 clase în toate cele 5 zone ale județului Alba. Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Aiud, Blaj. Noutate față de anul trecut, avem clasa de industrie textilă și pielărie, învățământ dual la Sebe, și colegiul tehnic Aiud, o clasă de mecanică. Vreau să vă spun că cererea este tot mai mare și ne bucurăm, pentru că au înțeles majoritatea părinților și a elevilor că învățământul profesional dual și cel tradițional are rezultate cât mai bune. Agentul economic vine în ajutorul lor. Pentru învățământul dual au o bursă profesională atât de la stat cât și de la agentul economic. Agentul economic propune și chiar îi vine în ajutorul lor, le plătește tot ce înseamnă cheltuială de transport sau și echipamentele de care au nevoie în practica lor.